Susținători și simpatizanții ai Partidului Acțiune și Solidaritate au mers astăzi la Curtea Constituțională pentru a-și manifesta susținerea față de decizia luată de instanță de a scoate Partidul Politic Șor în afara legii. Ce argumente au invocat participanții la acțiune, vedeți în reportaj. Unii dintre tinerii veniți în fața sediului Curții Constituționale au declarat că decizia instanței trebuie să fie un semnal puternic pentru toate partidele din Republica Moldova. Noi suntem aici ca să salutăm decizia Curții Constituționale la a scoate în afara legii sau de a decide că Partidul Șor este un partid neconstituțional. Asta e un semnal puternic pentru toate partidele din Republica Moldova că așa comportament nu este acceptabil și trebuie să fiți puși la respect. Toate partidele trebuie să fie puși la respect. Deci... Eu astăzi am venit aici ca să salut Curtea Constituțională. Curtea Constituțională să fie ca un precedent pentru toți judecătorii Republicii Moldova, chiar și cei care au umblat în culoașe, chiar și cei care sunt corupți. Noi, poporul, a să iertăm atunci când ei or să-i baje pe toți în pușcărie, pe cei care le-au dat culioașe. Luni, 19 iunie, Curtea Constituțională a declarat drept neconstituțional Partidul Șor, după ce guvernul a depus o sesizare prin care a cerut scoaterea formațiunii în afara legei. Executivul consideră că au fost suficiente motivele pentru declararea Partidului Șor drept neconstituțional. Reprezentanții formațiunii politice sunt siguri că nu au fost prezentate astfel de dovezi și au anunțat că vor contesta decizia la CEDO și în alte instanțe internaționale.